Fenomenele meteo extreme din ce în ce mai des întâlnite în țara noastră au dus la apariția și în România vânătorilor de furtuni. Dacă până acum îi vedeam doar la televizor în diferite documentare realizate în alte țări, furtunile tot mai violente i-au scos din case și pe românii pasionați de fotografie și foarte curajoși pe deasupra, care au reușit să surprindă imagini spectaculoase cu nori negri și fulgere. Însă aventurile lor sunt pe cât de costisitoare, pe atât de riscante. De aceea este important lucrul în echipă, astfel încât vânătorii să meargă la sigur pe teren. În România există deja o comunitate a pasionaților de furtuni, nu de aceeași dimensiune ca în Statele Unite, de exemplu, unde un astfel de curent este foarte bine conturat și se câștigă bine din această pasiune periculoasă. Discutăm despre acest subiect împreună cu domnul George Alexandru, este fotograf profesionist și pasionat de furtuni. Bună dimineața, bine ați venit la Info Plus. Ne vedem, sper că ne și auzim. Bună dimineața! Bună dimineața, mă auziți? Da, acum vă auzim, totul este în regulă. Practic, bine ați venit, practic ce vânați? Ce vânați dumneavoastră? Practic ce vânăm? Încercăm să surprindem fenomenele severe, potențial sever, structuri supercelulare și totodată sistemele multicelulare ce tranzitează teritoriul României. De unde v-a venit această pasiune? Această pasiune a venit cu mulți ani în urmă, când și acum fac fotografie nocturnă și în urma acestor fenomene severe, totuși am început să surprindem descărcările electrice, structurile supercelulare și toate cele fenomene severe. Am observat că vorbiți și în anumiți termeni. Munca dumneavoastră, rezultatul muncii dumneavoastră este doar pentru a fi afișat, pentru a fi o expoziție, da, sau pentru a avea un portofoliu, sau este și studiat acest rezultat de către profesioniști? Da. În primul rând, vânătoarea de furtuni presupune o colaborare foarte strânsă între pasionații de meteorologie și pasionații de fotografie. Astfel încât s-a format aceste comunități meteo, oameni care analizează și oferă informații în timp util nouă celor care ieșim pe teren. Și de acolo vorbim deja de o comunitate foarte bine închegată, comunicăm foarte des când ieșim pe teren și apropo de ieșitul pe teren, cum vă faceți planul de lucru, ca să zic așa? Planul de lucru constă în felul următor. Înainte cu 48 de ore, înainte de a se semnala aceste fenomene severe, avem cumva o analiză. Așa, cum avem noi o ședință de redacție înainte de ziua respectivă, așa, bun. Discutăm despre zona cu acele potențiale. Deci primiți practic o prognoză meteo și vedeți cam care ar fi o zonă unde așteptăm astfel de fenomene. Exact. Și noi când ieșim pe teren, automat încercăm să și comunicăm foarte, foarte des, mă repet, cu legat de comunicare, pentru că în spatele meu fiind, aveți o echipă, să spunem, o armată de oameni. Exact, o armată de oameni care se uită în mod constant pe aceste imagini satelitare, aceste modele de prognoză. Da, care sunt riscurile la care vă supuneți și dacă ați pățit ceva până acum? Păi, riscurile, cel puțin din România, sunt descărcările electrice. Sunt imprevizibile și nu vom ști niciodată unde se vor produce. Tocmai de aceea încercăm să ne luăm cel puțin o minimă metodă de siguranță. Cum ar fi să ne poziționăm în zonele unde avem relee de telecomunicații sau linii de medii de înaltă tensiune care au paratrăzne de altfel. Totodată, da, există un truc pe care noi îl aplicăm și pe care noi vânătorii de furtuni în general ar trebui să-l cunoască majoritatea,
că avem acele 5 secunde. Sunt 5 secunde, noi spune regula celor 5 secunde. Pentru că în aceste 5 secunde se întâmplă un fenomen destul de interesant, pe lângă faptul că organismul este asediat de adrenalină, simți niște furnicături. Și în momentul în care simți acele furnicături și starea ta se agită, cumva ai minim 5 secunde să te retragi. Fie te pui în mașină, fie te poziționezi în... Încercam să-mi imaginez cum este într-adevăr din ce povestiți dumneavoastră. Da, e teribil, trebuie să recunosc. Cât costă o astfel de incursiune? Sculele pe care le folosiți practic și această pasiune? Păi costurile pot varia în funcție de zona unde ne deplasăm. O estimare, să zic așa, la rece ar fi undeva la 300-400 de lei în funcție de kilometri ce îi avem de parcurs. Ca și echipament pe care îl folosim, într-adevăr, folosim aparatură fotoperformantă, drone, camere de acțiune și totodată stăm cu ochii non-stop pe radarul satelitar, pe imaginele satelitare. Prin ce zone ați surprins până acum cele mai interesante fotografii, cele mai multe fenomene? Unde ați mers? Eu, cel puțin, care sunt pe zona de sud și avem și aici pe zona de sud echipe, în general, fenomenele severe în ultimii ani pe care le-am obținut, să zic așa, au fost în zona Olteniei și în zona Bărăganului. Dar fiind o comunitate destul de vastă, sunt colegi care au surprins fenomene destul de dese, cel puțin în ultimul an sau sezonul acesta, în zona de vest, pentru că vorbim de o altfel de circulație acum. Dar în străinătate ați fost sau, nu știu, asociația dumneavoastră a mers în schimb de experiență, nu știu, în astfel de alte locuri? Nu. S-a întâmplat să fim surprinși, cel puțin noi pasionații de aceste fenomene severe, când eram plecați în concedii și automat... Aha. Na. Acolo fiind și ați profitat de ocazie, am înțeles. Dar unde ați făcut cea mai frumoasă fotografie? Ce v-a plăcut cel mai mult din activitatea noastră? În general, structurile supercelulare sunt foarte fotogenice sau sistemele multicelulare. Acel zid de nor, cum mi se spune științific, shelf cloud sau arcus. Acelea sunt cele mai fotogenice. Și care a fost cel mai dificil moment de care v-ați lovit în activitatea noastră? Sunt câteva. În ultimii ani, oricum, noi am încercat să ne luăm ca o metodă de precauție și să evităm, cel puțin în ultimii ani, intrările în zonele de câmpii, pe drumuri destul de greu accesibile, pentru că se pot întâmpla ca precipitațiile să se formeze fix deasupra ta, ca în imaginea de față, și să nu mai ai cum să te retragi, pentru că drumurile pe câmp, în general, fie te duc într-o fundătură, fie vei aștepta pe cineva să te scoată cu tractorul. Să te scoată, exact. Ce vă propuneți în continuare? Am înțeles că faceți o aplicație, dezvoltați o aplicație? Dorim să, pe viitor, noi acum suntem spre a doua ediție, să începem a doua ediție a unui concurs fotografic dedicat fenomenelor severe din România, iar pe parcurs dorim să implementăm o aplicație ce poate fi folosită chiar și de studenții de profil meteorologic și de geografie, să poată să facă o analiză asupra acestor fenomene severe cu hărți, cu parametrii pe care în zona respectivă au fost
și de acolo să-și sustragă fel și fel de informații. Din experiența dumneavoastră, sunt furtunile din ce în ce mai violente în țara noastră, mai multe, e încălzirea asta climatică, într-adevăr, de din ce în ce mai mult bătaie de cap? Evident că subiecte găsim și în țara noastră. Clima temperată, ce o caracterizează, fiind generoasă din punct de vedere al diversității fenomenelor. Acum aș putea răspunde astfel la întrebare. Aș sublinia faptul că lumea este mult mai conștientă de manifestările naturii și automat obținem imagini și informații de interes cu o mai mare ușurință față de anii trecuți, mai ales sub cupola comunităților de pasionați care și noi ca asociație colaborăm, Furtun România, Sever Weather Alert Sălaj, Sever Weather Alert România, Nord-Est Meteo. Astfel, ce găsesc diferit și totodată un bun augur în raport cu anii precedenți, lucru care ne ajută și să spunem, creiona o imagine cât mai clară a fenomenelor meteo ce tranzitează România. Într-adevăr, sunt anumite sisteme celulare care pot varia de la viteza vântului, granulele de grindină, dar asta nu împiedică neapărat ideea de a face lucrul ăsta. Am înțeles. Mulțumesc, domnule George Alexandru, pentru prezență.